În acest weekend, polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate au prins în flagrant 3 bărbați cu vârste între 25 și 30 de ani, toți din municipiul Drobeta Turnu Severin, în timp ce ar fi efectuat operațiuni de întreținere și culegere a unei culturi clandestine de cannabis din județul Mehedinți. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate din Mehedinți, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova și procurorii DICOT Mehedinți, au documentat activitatea infracțională a 3 bărbați bănuiți de trafic de droguri de risc. Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate au prins în flagrant delict 3 bărbați cu vârste între 25 și 30 de ani, toți din municipiul Drobeta Turnu Severin, în timp ce ar fi efectuat operațiuni de întreținere și culegere a unei culturi clandestine de cannabis din județul Mehedinți. Ulterior au fost puse în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară și 4 mandate de aducere la sediul DICOT, biroul teritorial Mehedinți. În urma acțiunilor au fost descoperite și ridicate 4 telefoane mobile, 7 pastile cu regim special de prescripție fără rețetă, 20 de plante de cannabis de aproximativ 1 metru înălțime, 16 plante de cannabis recoltate și ambalate în folie de plastic, precum și materiale folosite pentru ambalarea acestora. În aceea zi, Tribunalul Mehedinții a admis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile a unui bărbat de 25 de ani și arestul la domiciliu a celorlalți 2 bărbați.